Noi parlamentari aleși la alegerile din 9 decembrie și-au preluat mandatele. Acestea au fost înmânate parlamentarilor de președintele Biroului Electoral Județean, Maricel Nechita. La eveniment au participat Sanda Maria Ardeleanu, Ioan Stan, Gavril Mârza, Mihai Neagu, Eugen Uricec, Alexandru Băișanu, Dumitru Pardău, Vasilica Steliana Miron, Radu Surugiu, Cezar Cioată, Neculai Bereanu și Constantin Galan. Cei care și-au preluat mandatele de parlamentar au transmis mesaje sucevenilor care i-au adus în această funcție. Sanda Maria Ardeleanu a mulțumit sucevenilor pentru votul acordat și a precizat că va merge în Parlament pentru rezolvarea problemelor lor. O invit pe doamna Sanda Maria Ardeleanu pentru a primi certificatul. Am preluat astăzi cel de-al doilea mandat de deputat de Suceava. A fost un moment emoționant pentru mine, dar și pentru toată lumea. Ne-am întâlnit câștigătorii acestei competiții, ne-am strâns mâinile, ne-am urat succes și o colaborare frumoasă. M-am bucurat din suflet să pot să-mi revăd o parte dintre colegi și să îi cunosc pe cei noi, viitorii colegi din noul Parlament al României. De asemenea, aș vrea să vă spun că pentru această întâlnire, pentru această zi, m-am pregătit cu agenda pe care cetățenii Sucevei mi-au scris-o pe perioada campaniei electorale. Sunt gata cu această agendă, începând cu săptămâna viitoare, de cum voi ajunge în Parlament, voi depune deja câteva documente, pentru ca această agendă să demareze atât pe probleme legislative, cât și pe probleme ce țin de nevoile imediate ale sucevenilor, de administrație. Avem proiecte mari, vreau să continui susținerea proiectelor legislative pe care le-am depus în primul mandat. De asemenea, deputatul USL Ștefan Alexandru Băișanu a mulțumit tuturor celor care i-au acordat încredere. Domnul deputat, putem spune deja, Ștefan Alexandru Băișanu. Mulțumesc de suflet tuturor celor care au participat la vot, care și-au găsit timp pe o vreme nepriernică să meargă secțiile de vot. Datorită sugerenilor, datorită lor, suntem noi aici, ne responsabilizează și împreună cu președinția Consiliului Județean, în urmă de fărțiunea primară, nu am fost împreună cu toți deputații și senatorii județului Suceava să facem cu adevărat bine acestui loc, binecuvântat de Dumnezeu. Cu emoție și mulțumiri, toți parlamentarii suceveni și-au ridicat mandatele. Domnul senator Nicolae Bereanu. Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine, m-au susținut și celor care m-au ales, sănătate multă și sărbători frumoase. Da, mulțumesc și sănătăților din colegii cei și încredințez că voi face efortul să fac cel puțin ce am făcut până acum. Nu-i uit nici pe cei din cetățenii din municipiul Plătice. Mulțumesc!